Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolism al județului Sălaj a fost solicitat să intervină aseară în jurul orei 19:50 pentru a stinge un incendiu izbucnit la o baracă tip vagon aparținând unui operator economic din localitatea Răstolțu Mare. Cauza probabilă de incendiu a fost amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de mijloacele de încălzit, în acest caz fiind vorba de o sobă. Potrivit reprezentanților ISU Sălaj, în incendiu au ars piese de mobilier din baracă și alte materiale depozitate acolo.